Doresc să-i mulțumesc în mod special viitorului președinte pentru faptul că a fost secretarul acestui club în acest an rotariat, un secretar desăvârșit, ca să nu mai spun mai multe. Cel puțin pentru mine a fost un sprijin real deosebit. Sorine, îți mulțumesc frumos pentru chestia asta. Și acum te rog să primești odată cu acest colan și Clubul Rotary Cluj-Napoca, în integritatea lui, și să îți urez să îl menții așa cum e și să-l dezvolți pe măsura posibilităților. Îți urez succes de plin. Ambii președinți au fost vizibil emoționați de momentul predării și preluării funcției de lider al Clubului Rotary Târgu Jiu. În aceste momente vorbim și de un anumit bilanț al activității noastre în anul rotarian 2016-2017, care se încheie pe 30 iunie. Ați organizat foarte multe acțiuni în acest an. Ce v-a marcat cel mai mult? Ce să vă spun? Pe mine m-a marcat fiecare dintre acțiuni. Am fost implicat în toate acțiunile, nu aș fi putut să le clubul sau eu n-aș fi putut să realizez toate acțiunile de care amintiți. Reușita cred că constă în faptul că fiecare membru al clubului a coordonat sau manageriat unul sau altul dintre proiecte sau din evenimentele pe care le-a organizat clubul. Continuăm proiectele vechi, o să avem proiecte noi, avem o nouă temă anul acesta, Rotary face diferența, și sperăm că Rotary și rotarienii vor face diferența atât pentru Târgu Jiu cât și pentru Gorj, și rotarienii din întreaga țară cred că pot să aducă un plus tuturor. Tot seara trecută a fost schimbat și președintele clubului Interact Târgu Jiu. Mulțumesc clubului Interact Târgu Jiu pentru că m-a susținut timp de un an și cred că o să mă susțină în continuare. Și felicitări Diana pentru noua funcție, eu am foarte mare încredere în tine. Au fost premiați de asemenea și foștii lideri ai clubului Rotary de la înființarea acestuia până în prezent. Evenimentul a fost presărat cu mai multe momente artistice susținute de câțiva elevi de la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu. De-a lungul funcționării sale, Clubul Rotary din Târgu Jiu a sprijinit tineri eminenți, au investit în sănătate, au oferit consultații gratuite persoanelor defavorizate și au organizat diverse acțiuni artistice ori umanitare.